Aș vrea să mai recitesc un verset din textul care l-am citit la începutul întâlnirii, și anume versetul 8 din capitolul 3, Cartea Apocalipsei. Știu faptele tale, iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. La vremea când am vorbit din Cartea Apocalipsei, când am avut o serie de predici din Cartea Apocalipsei, poate că unii din voi vă amintiți, am vorbit despre biserica din Filadelfia, a șasea din cele șapte biserici la care Ioan le scrie din partea Domnului Iisus, a fost ce am numit eu ultima revărsare a Duhului Sfânt, într-o formă vizibilă și abundentă. Am vorbit despre biserica din Filadelfia, printre altele am menționat acest cuvânt care e scris aici, căci ai puțină putere. Dacă apostolii, dacă biserica primară, dacă biserica din timpul vieții apostolilor a avut putere, spune autorul epistolei către evrei în cartea Evrei, capitolul 2, versetul 4, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Biblia ne certifică și există în faptele apostolilor mărturii, dovezi că biserica la începutul existenței ei a avut mare putere. Mare putere. Era de neîngăduit sau de nepermis ca cineva să vină în cadrul bisericii și să spună minciuni. Știți întâmplarea cu Anania și Safira? Amândoi acești soți au căzut jos și au murit pentru că și-au îngăduit să mintă în cadrul bisericii. Și acolo erau oamenii lui Dumnezeu cu daruri spirituale. Și nu vreau să vă vorbesc acum despre biserica din Filadelfia. Cred că biserica din Filadelfia a fost penultima etapă a vremii istorice prin care va trece biserica și vremea ei aproape că a apus. Noi trăim astăzi perioada bisericii din Laodiceea. Biserica din Laodiceea care zicea că e bogată, că s-a îmbogățit, că nu duce lipsă de nimic, dar era contrariu a ceea ce credea. Și am vorbit și despre subiectul acesta. Vreau să vă spun că dacă biserica primară a avut putere, biserica din Filadelfia a avut puțină putere. Dar a avut putere. Și am auzit și am văzut. Și la un moment dat, predicând în biserica din Montreal, tinerii au venit la mine și mi-au spus: frate Bala, noi nu ne-am întâlnit cu lucrurile despre care dumneata vorbești. Noi n-am văzut nicio minune. N-am văzut o lucrare miraculoasă făcută de Dumnezeu în viața noastră, în viața părinților noștri. Și e adevărat că dacă a fost în biserica apostolică română, pentecostală, la începutul existenței ei, multe semne de care s-a vorbit public. În vremea de astăzi se vorbește foarte puțin de minuni, de semne, de însoțiri deosebite ale Domnului. Chiar lucrările, prorociile care mai sunt, sunt foarte confuze. Mai mă sună câte cineva și mă întreabă despre câte o lucrare. Și eu îi spun cum erau lucrările când eram eu tânăr. Și îi spun lucrări de care am avut parte. Subiecte clare, la obiect. Mi-aduc aminte că printr-un frate din Detroit am avut o lucrare. În biserica unde eram, mi-a spus pe nume: omule Bala,
una din căpeterile de seamă ale întunericului e pe urmele tale. Te gândește, te studiază și vrea să te lovească în trei ținte, în așa fel ca să te dărâme, să-ți pierzi credința. Vrea să se atingă de una din odrasele tale, vrea să suferi o importantă pagubă bănească și datorită unor vorbe să treci în fața fraților tăi într-un fel în care ei să zică unde este Dumnezeul lui și cine este omul acesta. Și când am auzit lucrarea aceasta, nu mi-a fost simplu, dar m-am gândit cum oare să împlinească chiar așa. Și chiar așa s-a împlinit. Una din fiicele mele a trecut printr-o situație destul de periculoasă în Irlanda fiind și soția mea a trebuit să zboare de urgență acolo, să dea o mână de ajutor. Am trecut prin acea pierdere bănească, dacă a pierde o casă este o pierdere, și am trecut și printr-a treia etapă. Și am rămas cu... și cu o urmare în urma acestor întâmplări, cu diabet. Că totdeauna rămâi cu ceva din experiențele astea. Acum sunt lucrări confuze. Generalități, îndemnuri din Biblie, am putea spune. Biserica Filadelfia a avut putere. Lucrurile au evoluat. Și am ajuns astăzi să facem o constatare. În general, biserica de astăzi nu mai are putere. Nu mai are nici măcar cum a avut Filadelfia la început. Și vă dau câteva exemple. Ne-am rugat zeci de biserici, poate sute, pentru cauze care nu s-au dus la bun sfârșit. Ne-am rugat. Se trimit bilete, se anunță pe internet. Avem grupuri de rugăciune la care suntem parte. Ne anunțăm unii pe alții prin mesaje telefonice. Și apoi constatăm cu stupoare că nu s-a întâmplat nimic. Au fost situații când s-au rugat pentru o cauză cel puțin 1000 de biserici din toată lumea. Și nu s-a întâmplat nimic, chiar dacă au fost și înștiințări, ca să le zic așa, cum că Domnul va interveni și va lucra și nu s-a văzut. Constatarea pe care o facem este că nu-i putere. Te duci la frații slujitori și adevărat că nu prea se respectă cuvântul care zice să cheme pe prezbiterii bisericii, nu pe un prezbiter. Care dacă se întâmplă ceva, poate fi atins de un duc de mândrie, că a fost el acolo, de aia s-a întâmplat. Ci o ceată de prezbite. Ca nimeni să nu poate să-și însușească vreun merit. Acum, dacă totuși ajungi la prezbiterul sau prezbiterii adunării, și frații spun cam așa, noi ne rugăm, ungem fund de lemn, dar ce vrea Dumnezeu nu știm. Pentru că n-au putere. Apostolul Petru, la poarta frumoasă, a spus acelui om care îi cerea de milă, el spune, aur și argint n-am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos, din Nazaret, scoală-te și umblă. Era conștient Petru de ce are? Petru era conștient. Și erau conștienți și frații. Pentru că de-aia au zis când a murit Tabita, nu pregeta să vină noi. Că știau că Petru are ceva de la Dumnezeu. Va spune Biblia, tot în Faptele Apostolilor, ori ajuns până acolo. Versetul 13 din capitolul
capitolul 5 spune, prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în Rod. Toți stăteau împreună în privitorul lui Solomon. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Până acolo, că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi. Pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aduceau pe cei chinuiți și pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate. Și toți se vindecau. Biblia spune că toți se vindecau. Se mai întâmplă așa astăzi? S-a întâmplat la începutul Filadelfiei. Am auzit de frați care au avut dar de la Dumnezeu. Ion Horobeț, Ionica Răzăreanu, Arcade Răzăreanu, alții frați, fratele Pavelea de la Ususău, au fost frați care au mărturisit, a venit fratele, mi-a făcut ungerea și m-am simțit din momentul acela bine. Dar acești bărbați s-au stins. Acești bărbați simpli, fără multă școală, fără multă carte, dar cu o inimă dedicată lui Dumnezeu și au făcut lucrarea și mulți dintre ei au fost adăugați la odihnă. Și acum mai sunt poate puțini de genul ăsta. Și este o vreme a unei biserici modernizate, care zice că are de toate, dar care nu mai are putere. De ce nu mai este putere? Care sunt motivele pentru care nu mai este putere? Cum de a ajuns biserica fără putere? Aș vrea să vă spun câteva lucruri. De ce nu mai este putere? La început, când a apărut credința apostolică pentecostală în România, societatea în mijlocul cărora trăiam i-au pus pe acești noi creștini, să le zic așa. Dar de fapt erau numiți în batjocură pocăiți. Și se spunea despre ei că sunt niște paria ai societății. Niște oameni fără cultură, fără pregătire, fără școală. Niște oameni care au dezertat din biserica oficială și sunt undeva acolo la marginea societății. Nimeni nu dădea mare lucru pe ei. Mai apoi însă, după ce lucrurile s-au organizat, am început să facem un lucru de care ne învinuiește Dumnezeu și pe poporul evreu. Un lucru care a făcut să pierdem puterea. În cartea prorocului Osia, capitolul 7, versetul 8 spune, Efraim se amestecă printre popoare. Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă. Niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Îl apucă bătrâneția și el nu-și dă seama. De ce și-a pierdut puterea Efraim? Cine-i mânca puterea? Niște străini. De ce a pierdut biserica apostolică puterea? Pentru că s-a amestecat printre neamuri. S-a amestecat printre popoare. Dacă la începutul credinței apostolice pentecostale în România, cuvântul acesta scris aici, în Cartea Evreilor, era un cuvânt obligatoriu, era luat în considerare, era trăit, era pus în practică, era aplicat. Și spune aici, vecheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau. Adică frații aveau grijă să trăiască în sfințenie, în curăție. Era un deziderat pe care toți și-l doreau și luptau pentru el.
Acum lucrurile sunt amestecate în biserici. Și dacă vrei să faci un pic de ordine, vine câte unul cu pildă de neghine și îți spune: „Vei, Domnul Hristos a spus să le lași pe amândouă până la seceriș. Domnul Hristos a spus despre țarină, care e lumea. Să nu facem cum a făcut biserica catolică, să-i stârpim din viață pe cei care nu gândesc ca noi. Dar nu în biserică. Și-au pierdut puterea pentru că s-au amestecat printre neamuri.” Este un cuvânt în Cartea Judecătorilor care se referă la Samson. Omul acesta a avut o slăbiciune. Putea să se căsătorească în neamul lui evreiesc. Dumnezeu l-a ales pentru lucruri mari. Dar tot mereu punea pe ochii pe câte o femeie care era dintre popoarele străine. Așa spune Biblia că a iubit o femeie în Valea Sorec, ea se numea Dalila. S-a amestecat printre popoare. S-a amestecat cu neamurile. I-au spus părinții: „Nu există femei între surorile și frații tăi? De mergi la cei netăiați împrejur?” Avea el un principiu. „Ia-mi eu că-mi place.” Principiul după care se călăuzesc mulți astăzi. Și Biblia spune despre omul acesta că la un moment dat și-a deschis inima în fața acelei femei care mereu îl ispitea și îl întreba de unde are puterea și cum ar putea fi slăbit. Și Biblia spune că până la urmă el i-a povestit ce și cum, ce fel de om e el și cum el închina Domnului. Și dacă i-ar roade cineva cele 7 șuvițe de pe capul lui, ar slăbi și ar fi ca oricare alt om. Și el a adormit pe genunchii ei și chemând un om, a ras cele 7 șuvițe de pe capul lui Samson și a început astfel să-l slăbească. Biblia spune, el și-a pierdut puterea. De ce? Că s-a amestecat printre neamuri. Niște străini mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Și apoi când femeia aceasta i-a spus: „Filisterii sunt deasupra ta, Samson”, el s-a trezit din somn și a zis: „Voi face ca și mai înainte.” A trecut prin câteva încercări și a ieșit biruitor, că încă avea puterea intactă. Dar de data asta, când a spus „voi face ca și mai înainte și mă voi scutura”, Biblia spune că nu știa că Domnul se depărtase de el. Nu mai avea putere. Motivul pentru care nu avem putere este amestecul cu lumea. Am introdus în casa de rugăciune, în casa de adunare, în biserica Domnului, lucruri din lume. Cu mereu de-a lungul istoriei bisericii s-a întâmplat. Și apoi biserică după biserică au căzut în apostazie. Și a trebuit Domnul din nou să le învie lucrarea cu un alt început. Și să o iei de la capăt. Așa cum mai spuneam și altă dată, citind din versurile unui poet, dintr-o poezie, despre acei cu muzică stridentă, venită parcă din genunchi, ei cântă ca în vară dura, prin casele de rugăciuni. De oameni care pe hârtie sunt membri unui cult creștin, crezând că merg spre veșnicie, zgârciți, cu buzunarul plin, de sora binecuvântată cu chip angelic, sumerian, ca cea din Babel îmbrăcată, ca cea din neamul egiptean. Și sunt multe versuri care definesc cam cum e creștinismul astăzi, chiar și în Biserica Apostolică. Amestecul cu lumea ne-a făcut să pierdem puterea. O altă cauză pentru care se pierde puterea este păcatul. Aș vrea să vă citesc din Psalmul 38.
psalma lui David, spune el, începând cu versetul 3, n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Nu mai este nicio vlagă sau nicio putere în oasele mele în urma păcatului meu. De ce nu mai avea David vlagă în mădulare din pricina păcatului? Spune el, sunt gârbovit, peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare mistuie măruntaiele. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere. Zdrobit cu desăvârșire. Turburarea inimii mele mă face să gem. De ce, David? Din pricina păcatului. Am pierdut puterea din pricina păcatului. Că am lăsat foarte ușor să intre păcatul în biserici. Și nu vorbesc vorbe în vânt. Dacă vorbești cu slujitorii, în particular, nu public, îți recunosc multe stări de lucruri pe care n-au curajul să le spună în bisericile lor. Un frate mărturisea, dacă ar fi după orice dreptate omenească, ar trebui să nu dau cina la 80% din frații și din adunare. Dar atunci de ce le-o dai? Păi cum să nu le dau, frate? Atunci ce o să fie? Ce o să se întâmple? Într-o biserică mare, nu o bisericuță ca a noastră. Păcatul îl desparte pe om de Dumnezeu. Păcatul e rușinea popoarelor. Dar păcatul între sfinți? Da. Pentru că am acceptat foarte ușor lucruri din lume. Ne-am schimbat obiectivele, cum vorbeam aseară. Și în loc să ținem capul direct împărăția cerurilor, ne-am întors pe fire spre pământul acesta. Așa cum spune Biblia despre o femeie gârbovă în Evanghelia după Luca, Biblia spune în capitolul 13 de o femeie care de 18 ani era stăpânită de un duc de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Știți care este caracteristica unui om gârbov? Că privește numai în jos, că vede numai pământul. Că niciodată nu-și poate ridica privirea spre cer. Un duc de neputință. Nu-i putere! Nu-i putere în rugăciune, nu-i putere în cântare, nu-i putere în predică, nu-i putere în stăruință, nu-i putere... Nu putem iubi! Orice, frate, orice fac, dar să nu-mi cer să-l iubesc și pe ăla. Că nu pot să-l înghit. Măi, dar-i fratele tău, da, frați de ăștia... Nu putem ierta, nu putem ține o zi de post. Și am inventat explicații că nu e nevoie de post nici la cina Domnului, că asta este ceva facultativ. Și părinții noștri, înainte de cină, stăteau 3 zile. Unii din ei neîntrerupt, ca postul Esterei, înainte de cina Domnului. Și acum... Am găsit dezlegări, că nici măcar nu-i nevoie de post. Nici să respectăm cuvântul Domnului. Că e doar o aducere a minte. Nu ne putem ruga. Nu putem întinde o mână de ajutor cuiva care trece prin necazuri. N-avem putere de slujire. Să meargă altul, frate, să facă altul. Îmi spun frați, e o dificultate foarte mare, mai ales în vremea asta, să găsești pe cineva să mai țină o predică. Frate, știi, nu m-am pregătit. Nu-s pregătit? Pe vremea când eu eram tânăr, mergeai la biserică tremurând. Că știai că oricând te poate scoate fratele de acolo din față, la ambon, să spui ceva, poporului. Și erai tot timpul cu nasul în Biblie. Și cu ochii în Scripturi. Acum trebuie să-i spui cu o lună înainte,
Și ca să aibă timp să se pregătească, că albelu predică. Și cu două zile înainte de sună, frate, n-am reușit. Te rog, găsește pe altcineva. Nu pot să slujesc duminică. Vai de noi, niște slăbănoci fără putere. N-avem putere că suntem gârbovi, că ne uităm numai spre pământ. Și-ar fi multe de spus, pricinile pentru care nu avem putere. Dar mi-am propus, cu ajutorul Duhului Sfânt, să dau o speranță fraților mei și surorilor mele. Și să le dau câteva idei cum ar putea să dobândească putere. Chiar dacă trăim vremurile acestea de la urmă, chiar dacă trăim perioada bisericii din Laodiceea, Domnul i-a spus acestei biserici, iată că eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Adică chiar dacă sunt aceste condiții grele din punct de vedere spiritual, există totuși câteva arme de care vorbește Apostolul Pavel, vorbesc Sfinții aici în carte. Și armele acestea îs puternice ca să surpe întăriturile. Pot să vă citesc în 2 Corinteni, capitolul 10, dacă nu greșesc. Începând cu versetul 3. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne lăsăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Care sunt armele alea pe care un creștin le poate folosi ca să capete putere? Una dintre armele acestea e rugăciunea. Dintre cele mai importante arme. Rugăciunea este o armă. Domnul Iisus Hristos vorbește despre lucrul acesta și în Evanghelia după Luca, la un moment dat, El spune ucenicilor Săi. În capitolul 21, versetul 36, El spune aceste cuvinte. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere. Ca să aveți putere, ca să puteți sta în picioare, ca să puteți scăpa de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Rugați-vă în tot timpul ca să aveți putere. Rugăciunea dă putere. Ba mai mult aș putea să vă spun că Domnul Iisus Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu, a dobândit putere în rugăciune. Sunt mai multe versete în Biblie. De exemplu, aici, în Evanghelia după Luca, în capitolul 5, spune se răspândea tot mai mult vestea despre El. Și oamenii se strângeau cu grămada ca să-L asculte și să fie vindecați de bolile lor. Iar El se ducea în locuri pustii și se ruga. Se ducea în locuri pustii și se ruga. Spune în epistola către evrei, și încerc să citesc, să găsesc repede și acest verset, să-l citesc. Capitolul 5 cu versetul 7, El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către Cel ce putea să le izbăvească. Dar avea nevoie Domnul Iisus Hristos de putere? Da.
Și în lucrarea pe care o făcea, puterile lui erau consumate. Și vă duc o dovadă din Scriptură. Tot în Evanghelia după Luca ne este relatată o întâmplare. Când mergea spre casa lui Iair. Și Biblia spune că la un moment dat s-a apropiat de el o femeie care era bolnavă. Avea o boală care o făcea necurată. Și ea și-a propus să se ducă să se atingă de el ca o ultimă speranță de vindecare după ce își cheltuise toată averea cu doctorii. Și n-a fost vindecată de boala ei. Și Biblia spune că s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus și îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Și Biblia spune aici că Iisus a oprit și a zis, cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau Petru și cei ce erau cu el au zis, învățătorule, noroadele te împrezoară și te îmbulzesc și mai întrebi, cine s-a atins de tine? Și el răspunde, s-a atins cineva de mine. Căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Bineînțeles că femeia când s-a văzut dată de gol, a venit și s-a aruncat tremurând la picioarele lui și a mărturisit că fusese vindecată. Vindecarea ei l-a costat pe Domnul Iisus o putere care a ieșit din el. Rugăciunea a avut nevoie de ea Fiului Dumnezeu. Rugăciunea a avut nevoie Fiului Dumnezeu să facă minuni. Și acum nu se mai întâmplă minuni, că biserica nu mai are putere, dar nici nu mai practică rugăciunea. Iacob ne spune un cuvânt. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere! Auziți? Așa scrie. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Mai practicăm rugăciunea? Este o arbă care poate să ne dea putere. Mi-aduc aminte de un text din Vechiul Testament, din Isaia, care s-ar potrivi bisericilor de astăzi. Textul acesta din Vechiul Testament, cred că capitolul 35, 37, spune aici, când Ierusalimul era înconjurat de oști, Ezechia a vorbit și a zis, ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă și de ocară, căci copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei lor și totuși mamele n-au putere să nască. Și un cuvânt care s-ar potrivi bisericilor de astăzi, care sunt niște mame și care trebuie să aducă pe lume sfinții noi, credincioși noi, dar mamele nu mai au putere să nască. De ce? De ce nu-i putere? Pentru că nu mai este rugăciune. Și ar fi multe de spus despre rugăciune, dar mă opresc aici cu rugăciunea și aș vrea să vă mai dau o armă. Citirea cuvântului. Evanghelia. Cuvântul lui Dumnezeu, citit în Biblie, este ceva care îți poate da putere. În Evanghelia după Luca, la începutul acestei Evanghelii, chiar în capitolul 1, la un moment dat ne este relatată vizita pe care o primește Maria din partea unui înger al Domnului și îi transmite mesajul pe care i l-a dat Dumnezeu și ea a rămas foarte tulburată de cuvintele care i s-au spus
nu putea să înțeleagă ce înseamnă urarea îngerului, el îi spune, iată că vei rămânea însărcinată, vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Și ea pune o întrebare. Cum se va întâmpla lucrul acesta, întrucât eu sunt fecioară, nu știu de bărbat? Îngerul îi spune, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbli. Și îi dă și un semn, iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căruia îi se zice stearpă, este acum în a șasea lună. Și versetul 37 ne spune un mare adevăr, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Cuvântul lui Dumnezeu are în el putere. Citind cuvântul lui Dumnezeu te întărești în omul dinăuntru și dobândești putere. Universul acesta este gestionat, guvernat, ținut în ființă prin cuvântul lui Dumnezeu. Este un psalm aici în Biblie. Se văd dacă îl găsesc repede, să citesc ceva din el. Psalmul 33. Tot pământul să se teamă de Domnul, toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui, că El zice și se face. Poruncește și ce poruncește ia ființă. O spus Domnul Iisus Hristos, mai degrabă vor trece cerurile și pământul decât să treacă o iotă din cuvântul lui Dumnezeu să nu se împlinească. Crezi în cuvântul acesta lui Dumnezeu? Îl citești? Accepți ca sursa puterii cuvântului Dumnezeu? E adevărat, spune Domnul Hristos la un moment dat către niște oameni, voi vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile, nici cuvântul lui Dumnezeu. Cum să ai putere? Dacă nu știi cuvântul, dacă nu citești cuvântul, dacă nu stăruiești asupra lui la timp și ne la timp, cum îl învață Pavel pe Timotei. Și aș avea multe versete să vă dau, dar timpul trece foarte repede. Și tot îmi spun colaboratorii mei apropiați, că e prea lungă o predică de o oră. Să le mai scurtez. Și încerc. Cât pot. Cuvântul lui Dumnezeu are în el putere. Și sunt multe versete în Biblie. Faceți o probă acasă acum cu motorul ăsta de căutare, Google, cu resurse creștine pe internet, cu Biblia cu concordanță, căutați ce înțeles are cuvântul lui Dumnezeu. Care îți dă putere. Ieremia spune în capitolul 23 cu versetul 29 căci cuvântul lui Dumnezeu e ca un foc și ca un ciocan care sfarmă stânci. Le-a dat Dumnezeu la creștini adevărați cuvânt și nimeni nu putea să stea împotriva lor. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu era putere. Și cuvântul lui Dumnezeu era vestit cu putere. Pentru că nu era cuvânt, dar cuvântul lui Dumnezeu, nu cuvântul oamenilor. Timpul trece. Vreau încă două arme să vă mai dau. Cel puțin încă două arme. Unul este botezul cu Duhul Sfânt, o armă. Există acum o teorie care circulă că de botezul cu Duhul Sfânt n-ar avea parte și n-ar trebui să aibă parte decât slujitorii, cei care trebuie să predice sau să facă lucrări speciale. Că nu este o condiție esențială pentru mântuire.
N-au gândit apostolii așa la început. Și nici frații apostolici la începutul credinței pentecostale în România. Nu așa au gândit. Ba dimpotrivă, au gândit că e important. Că Duhul Sfânt, cu adevărat, dă putere. Noi nu mai avem putere pentru că practica aceasta de a stărui după Duhul Sfânt s-a desfințat. A trecut în plan 2. Mai este pe aici, pe acolo. Dar Domnul Iisus Hristos, vorbind cu apostolii, cu ucenicii Lui, cu trimișii Lui, le spune: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt. Duhul Sfânt dă putere! Apostolii au stat înaintea Domnului în rugăciune și s-au rugat Domnului. După ce au fost eliberați din temniță, și spune Biblia aici așa, capitolul 4 cu versetul 29, și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala. Și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău, celui Sfânt Iisus. Cum le-a dat Dumnezeu putere la rugăciunea lor? Spune Biblia, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Duhul Sfânt dă putere! Și Duhul Sfânt a fost promis! Ioan a zis că despre mine eu mă botez cu apă, dar după mine vine unul mai mare, mai tare decât mine. El va boteza cu Duhul Sfânt. Dar trebuie să-L cere. Biserica, în capitolul 9, cu versetul 31, spune: Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Duhul Sfânt dă putere! Duhul Sfânt înmulțește biserica! Duhul Sfânt te ajută în slujirea pe care o faci! Nu există slujire fără Duhul Sfânt! Aș vrea să vă spun că avem probleme astăzi cu lucrarea aceasta. Și se vede, e vizibil. Și acolo unde se mai întâmplă să se mai organizeze câte o stăruință, este tot felul de practici greșite. Și de multe ori este doar o imitație. Nu este o lucrare autentică. Pentru că vedem tineri, suflete în adunări, declarate, botezate de Domnul cu Duhul Sfânt, dar care n-au primit putere. Și Duhul Sfânt vine la pachet cu multe lucruri, dar mai ales cu puterea de a trăi o viață schimbată, o viață nouă. Duhul Sfânt este un atribut esențial al vieții de credință. Fără El nu poți să-ți duci mântuirea până la capăt. Spunea un frate, l-am apreciat pentru comparația aceasta, când a venit la noi la Montreal, a zis: uite aici la voi, în nord, la vreo 3500-4000 de kilometri, chiar și vara este o temperatură glaciară. Temperaturi câteodată la minus 50 de grade. Imaginați-vă un om care l-ați lăsat pe banchiza aceea de gheață, într-un short și un maieu. Cât credeți că ar supraviețui acolo, în condițiile acelea de frig cumplit, dacă n-ar fi îmbrăcat corespunzător și n-ar fi echipat corespunzător? Ar fi așa, într-un șor și numai eu. Probabil că 20 de minute, jumătate de oră, sigur, într-o oră, îi mort, îi înghețat bocna. De ce? Pentru că nu e echipat. Pentru mediul acela toxic. Spunea fratele, din punct de vedere spiritual,
mediul toxic în care noi trebuie să trăim este mai periculos pentru suflet decât înghețul polar pentru un om dezbrăcat. Și singurul care ne echipează ca să stăm în picioare e Duhul Sfânt, pe care l-a promis Dumnezeu și pe care l-a trimis Domnul Hristos când a ajuns la Tatăl în cer. Spune El, a turnat ce vedeți și auziți. Dar teoriile care se propagă astăzi, că nu-i mai nevoie de Duhul Sfânt, îi fac pe mulți să rămână handicapați spiritual, fără putere. Și de asta, despre acest subiect, s-ar putea vorbi mult. Într-o predică numai despre Duhul Sfânt. Dar vă mai spun una. Încă o armă pe care o avem la îndemână este postul. Postul care a căzut și ăsta în disgrație. Unii cam îmbătrâniți și nu mai putem ca în tinerețe. Alții că știu eu. Suntem bolnavi și trebuie să luăm medicamente. Și tot așa. Aș vrea să vă spun, fără post, pierde multe lupte pe calea asta Domnului. Multe lupte. La un moment dat, la Domnul Iisus Hristos, spune Biblia că a venit un om cu băiatul lui ca să îi ceară ajutor pentru copilul lui bolnav. Și spune omul acesta, l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Este lunatic, pătimește rău, de multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. Și omul acesta a mers la Domnul Hristos și a cerut să-l ajute. Și a zis, dacă poți, ajută-ne. Am găsit două situații în Biblie. Am găsit pe un lepros care, când s-a coborât Domnul Hristos de pe munte, s-a apropiat de el și a zis, Doamne, dacă vrei, Tu poți să mă curățești. Omul acesta a venit la Domnul Hristos cu băiatul lui și a zis, dacă poți, fă ceva, ajută-ne. Și Domnul Hristos zice, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Și eu chiar vreau să vă spun astăzi tuturor că noi avem de-a face cu un Domnul Iisus Hristos care vrea și poate, dar ne-a pus la îndemână niște arme pe care trebuie să le folosim. Și după ce face lucrarea aceasta de eliberare a acestui neputincios, au venit ucenicii la el și au zis, Doamne, noi de ce n-am putut să scoatem Duhul acesta? Și Domnul Hristos le spune, dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. La unele lucrări pe care le facem, pe lângă rugăciune, trebuie și post. Postul este o armă care a fost pusă la îndemâna noastră. Și ar trebui să o folosim. Prea iubiții mei frați, vremea pe care o trăim este o vreme când, în general, bisericilor le lipsește puterea. Dar avem câteva arme la îndemână. Rugăciunea, Cuvântul lui Dumnezeu, dacă stăruim în El, nu ca niște ascultători tuci, postul, o armă și Duhul Sfânt, pe care ni-l dă Dumnezeu dacă îl cere. Cu atât, cu cât mai mult, zice, va da El Duhul Sfânt celor care îl cer. Să profităm de aceasta și să ne întărim în har, în credință. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.